Gerul prinde spitalele cu facturile neplătite, criză de personal medical și cu un val de bolnavi în camerele de gardă și în unitățile de primiri urgențe. Spitalele din capitală cer guvernului un plan de urgență pentru ocuparea posturilor vacante pentru a putea face față numărului mare de prezentări. Se așteaptă chiar până la 7-8 ore într-o cameră de gardă, iar temperaturile scăzute vor duce la un număr și mai mare de prezentări, spun medicii. Reprezentanții ASSMB spun că vor încerca să acopere cheltuielile pentru a nu fi nevoit să țină bolnavii în frig sau fără curent. Asta în situația în care, potrivit ASSMB, facturile neplătite aferente anului 2023 depășesc 70 de milioane de lei. Medicii din spitalele de boli infecțioase și cei din spitalele de pediatrie spun că sunt nevoiți să caute zilnic locuri pentru pacienții care au nevoie, pentru că paturile sunt ocupate la capacitate maximă, iar personalul face ture suplimentare. Afectați sunt și bolnavii cronici. La Spitalul Colentina, de pildă, ar fi nevoie de încă 300 de medici, asistente și personal auxiliar. Prezentările sunt în creștere și la Spitalul Floreasca, însă și aici este un deficit de personal în toate secțiile.